Reputația profesională a domniei sale este excepțională în comunitate. În același timp, doamna are experiență politică zero. Nu este conectată la nucleul dur decizional al PSD-ului, și din acest motiv, cred că riscul să fie doar o fațadă pentru domnul Dragnea și oamenii puternici din PSD este major. Ori România n-ar trebui să treacă la o conducere de stil uh, islamist, cum e în Iran. Cel propus de noi domnului președinte Iohannis este domnul Eugen Tomac. Până la urmă... De asta suntem opoziție, să creăm concurență. Eu sunt cel mai bun, dar nu suficient de tânăr.